Bună, Simia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like. Foștii concurenții de la 1 la 7, ca să nu-i confundăm cu cei de la sezonul 8. Deci, live Antonio și cu Liviu, bineînțeles, și cu nevestele lângă ei. Chiar zicea Antonio că are foarte multe persoane care îl urmăresc, asta e bine, da. Pentru el, bineînțeles, nu pentru mine. Și chiar vorbea de un fan care voia să afle mai multe amănunte de la Mireasa. Zice Antonio că el, când a intrat în casă, nu știa prea multe despre acest concurs. Bineînțeles, știa de premiu, asta știu toți, păi asta e și atracția, asta îi atrage pe ei. Că a văzut foarte puțin niște fațe cu Macarie, cu Alex Macarie, dar că nu i-a plăcut cine știe ce. Dar totuși s-a înscris și a câștigat. Acum trebuie să primească bani dacă nu i-a primit, pentru că a făcut deja 6 luni pe 10 ianuarie. Iar Bogdana spunea că nici ea nu știa nimic de normal. De Mireasa nu știa nimica, decât foarte puțin ce a mai văzut din când în când. Păi, nu știu dacă avea televizor, că spunea, ea spunea că mama ei n-are televizor. Poate nici acolo la chiria unde a lăsat-o că se intre în casa Mireasa, poate nici acolo nu avea, mă gândesc, nu? Apoi Antonio spunea că el intrând mai târziu decât ceilalți, cu vreo 2 luni înainte parcă de finală, Antonio a fost în sezonul lung. Ei aveau deja, băieții aveau deja grupurile lor și el era mai pe din afară, chiar spunea. Când el spunea câte o glumă, că ați văzut că el era foarte glumeț, nu-l băga nimeni în seamă. Dacă îmi spunea unul dintre cei vechi, toți râdeau. Că mai mult a vorbit cu Vlad și cu Cătălina. De fapt, nu s-a certat cu ei, cu Vlad. Era imposibil să te cerți. Chiar aș fi spus și chiar așa este. Dar Maria zice că e mai bine așa. Păi normal că e mai bine. Apoi Maria era deranjată de haterii care tot vorbesc de copil și tot, chiar am văzut și eu, tot o întreabă de copil, copilul, lasă copilul în pace. Liviu și Bogdana live, da, răspundeau la întrebări. Spuneau că vor să meargă la București, dar nu știu de ce, sper că nu la specialitatea lor, să știți, a lui mai mult. Iar ziceau că au început să caute un apartament, să se mute de acolo. Mai vorbeau de casa Mireasa, de eliminarea la care știți că a fost. Spunea că el n-a jucat teatru, păi nu mai era nevoie, că era destul teatru făcea el în casa Mireasa, nu mai avea nevoie să-și joace. Asta e caracterul lui. Cercar. Apoi ea când citea mesaje negative, le spunea că aberează, că sunt nebuni. Da. Apoi mai zicea că a fost chemată la pharmacy, sunt multe de la Mireasa, foste concurente care lucrează acolo și că a vorbit cu Ioana, că și Ioana e la pharmacy. Și el zicea că a făcut o vedetă, da, a făcut o vedetă. Iar Bogdana ar vrea să apuce de sală, iar el nu. El e leneș, e un om leneș, nu știu cum vor trăi. În afară de furat, altceva nu cred că poate să facă la lenea care o are. Și mai spuneau că vor să plece prin țară, să facă o excursie, să se întâlnească cu lumea, dacă acum fiind vedete, normal, că îi recunoaște lumea pe stradă și că vor să facă poze cu ei. Foarte interesant că vor să facă poze cu ei. Să facă, cine oprește. Și că Lucica e bine, e acasă, ce ar putea face Lucica? Să muncească, să-i întrețină, nu? Ei, de unde? Banii de la Mireasa, totul e scump, cum și spuneau, totul e scump. Apoi Liviu, mai în glumă, mai în serios, spunea că se vor duce la furat. Da. Că vor face cununia anul ăsta, să vedem de unde bani. A, de fapt, stai cu oare pe mama lui. Apoi zicea că ține legătura cu Marius, cu Ioana, cu Alex și cu Andy. Și atâta. Păi cu cine să ține legătura? Că nu prea s-au înțeles ei bine, mai ales el. Continuare, live-ul Antonio și Liviu.
foarte deranjată. Păi, nimănui nu-i place să tot o întrebe de copil. A spus odată, clar, și tot o întreabă atâta, foarte urât. Și mai zice Antonio că nu-și consumă energia să citească toate mesajele de la toți fraierii. Așa, păi, fraier trebuie să fii ca să tot întreb de viața personală. Aia e problema lor. Și mai zicea că în casa Mireasa, când era câte un subiect, ați văzut și ei doi când s-au certat, Antonio cu Maria, după aceea s-au împăcat, că se plictisea foarte tare în live. Să știi că și eu mă plictiseam, câteodată m-a apucat somnul. 2-3 săptămâni, același subiect. Că de ce așa, că așa făcea Simona Gherghe, așa făcea, dezbătea pe toate părțile. Apoi l-a întrebat pe Liviu când, la ei când s-a deschis ușile, cu 2 săptămâni înainte, da, așa și la noi. Cred că ăsta e stilul lor, cei de la Antena. Și zicea că au avut camera lor, iar Liviu și Bogdana și ea au avut. Apoi au spus în ce camera a dormit, dar râdeam de Antonio că zicea că mai la început a dormit cu Vlad în cameră care sfărăia. Da, chiar l-au filmat când sfărăia și l-au dat pe post. Păi sfărăia, asta e. Dar Vlad, pentru că e băiat tânăr, trebuie să ducă să facă ceva pentru asta, pentru că nu e corect pentru Cătălina asta, în caz că dorm amândoi în cameră. Sau poate și ea somnifere sau spune ceva doape în urechi. Nu știu, asta e problema lui, glumesc și eu. Știți că eu l-am simpatizat pe Vlad foarte tare. Chiar am văzut la un moment dat cum vorbeau de mine. Și Vlad a și spus ceva drăguț, că în caz că intru eu în casa Mireasa, l-aș lua pe el. Să știți că dacă aș fi intrat, dacă, pe el l-aș fi luat, pentru că l-am simpatizat foarte tare. Și nu doar pe el, și pe Antonio. De la Angea, cum e vremea? E frig și la voi? Nu, e ok. Mi-am pus hanoracul ăsta de formă, așa că... Normal de tricou. Dar l-ai atins. Nu, e frig și aici. Bine, nu e cu minus, dar e în Liverpool, da. Pe lângă ocean și așa, e aiurea, e vânt puternic. Doamne, ce faci cu ăla, iubire? Ce să vă sărbători, am luat și noi un prelungitor să băgăm ăsta la încălzire. Băgați toată casa acolo, mai vin și vecinii bagă la prelungitor. Bag tot blocul la încălzire. Da, uitați-vă la el, Daci. Te frică de huligani este zonă. Despre ce vorbim? Despre ce? Am zis că exact asta a spus, că nu despre la sezonul lor și ei au spus la fel când s-au uitat din afară. Am zis că am folosit cuvinte mai adecvate, ce vrei să zic. Trebuia să le iei morți. Trebuia să mă cer cu ei. Dar voi la voi în sezon, că noi nu am murmurit, nu știam. Ia, stai tu aici. Stau eu aici. Voi cu cine nu v-ați înțeles de la voi din sezon? Nu toți. A, voi erați mărut discordie, cum ar veni. Da, cam așa ceva. Eu la prima oară când am intrat în casă, m-am certat cu toată lumea. Și după aia, la noi erau multe certuri și noi între băieți, așa, gen, nu doar că pe cupluri sau chestii de genul ăsta. La noi, și dacă ne-am certat, tot ne-am pus la masă să mâncăm împreună peste o zi, știi? La noi au fost săptămâni în care erau grupuri, 2-3 băieți într-o parte, 2-3 într-o parte, nu ne salutam, treceam... Erau telenovele din astea. Da, a, nu, bă, dar nici, bă, la un moment dat... Era bun sezon la noi. Da, cred că nebuneau. Da. La noi era, bă, erau mulți. Deci la noi era totul, era gândit pe conspirație, pe teorie, că l-a zis așa ca să se înțeleagă mai departe, ca să... Deci, strategic. Exact, toată lumea era numai strategii, erau acolo, toți stăteau și îi vedeam, frate, eu mă duceam, mă antrenam, dar erau unii care stăteau pe canapea așa cu orele și gândeau, cred că, ce să zic în live sau cum să pună problema. Da, erau chestii de genul ăsta. Eu niciodată n-am gândit ce să zic, pur și simplu am zis ce mi-a venit, dar a fost greșit din punctul ăsta de vedere, că lumea a interpretat că noi suntem niște nenorociți, știi? Băi, da, așa se vede. Dacă era alt tip de emisiune, uite, cum e la concurență la Canal D, altfel, da. Și eu am zis, acolo poate ne pia mai bine. Acolo erai pus să faci chestiile astea. Da, exact, acolo se dădea. Nu pot, dacă vorbeai... Dacă vorbeai cu cineva,
Voi a stat și 6 luni. Nu, am stat decât 4 luni și noi, dar sezonul a fost de 6 luni, da. N-aș fi rezistat 6 luni, crede, mă nebuneam. O luam răznat. În primul rând, abstinența sexuală nu există. Nu există, nu. Tu mă simți, Antonio, adică ești la sentimentul meu, nu? Da, păi eu am zis, eu cu ea am început să fii mai apropiat și așa în ultimile 2 luni, cam așa. Dar eu am zis, bă, să fii de 6 luni și să te săruți pe canapelele alea așa, păi îmi vine pe tine să mor acolo, n-am cum să stau. Preferam să fac altă activitate decât să stau să mă sărut în continuu, că mi-a capul razna, nu pot. Păi cred. Așa e. N-ai cum. Da. Și în primul rând mi se pare că nu e relația completă, nu e relația reală. Nu poți să vorbești de căsătorie cu o femeie sau cu un bărbat cu care n-ai făcut nimic. Nu există. Dacă nu-mi place, da, dacă nu-mi place. Da, nu te potrivești bine. Dar lasă-mă asta, dar așa, ipotezele astea, vorbind ipotetic despre cum o să faci în viață, cum o să spui planurile, cum stați mă liniștiți că dacă vă până ieșiți afară, dacă se schimbă tot. Dacă... Să mă ierte Dumnezeu, dacă sexul e de calitate, faci multe în viață, crede-mă. Să nu fie doar sexul, că atunci e altă probleme. La noi s-au intrat ăștia, Iloana și Daniel, să ne critique. Că când, acum? Da, că n-o să ajungem niciodată la nivelul lor. Suntem 885 de persoane. De ce voi ați fost în... ați avut conflict cu Ana și Daniel? Că sincer nu am urmărit. Da, conflict n-a fost. A fost o antipatie din partea lor de la faza când eu m-am certat cu băieții atunci când mi-au băgat tigaia sub nas, o spăl la ora 2 noaptea și eu la 15 pe care și am luat foc, băgam, și făceam. Nu e, nu mă luați pe mine la mișto, înțelegi? Și a sărit Daniel, s-a făcut pe acolo. Da, oricum, eu n-am înțeles faza aia. Uite, eu când am avut ceva de genul ăsta, noi nici n-am voia să înjura mai mult decât la noi, nu se înjura. Da. Noi mai ziceam, în loc de pula, ziceam ula sau gen de situația la cuvinte, știi? Nici nu mai știam să mă mai prefac atunci. Da. Și s-a umflat păsărica în el și a dat cu scaunele pe acolo. Da, am văzut. Și eu i-am zis lui Robert, odată ne-am certat. Și am zis, aș vrea să te văd afară dacă ești așa. Și i-am țipat și a doua zi cu de la de eliminare. După 2 zile am fost... Lui Roberto i-ai zis? Da, Adi, te pun, frățiorul meu. Și a încercat de multe ori cum. Și a încercat o multe. Mi-a scris Roberto când trec pe la București să facem un șpriț. Vezi că are multă vrăjeală. Așa vorbea cu mine, ne certam toată săptămâna, venea pe trecerea, bea 2 pahare, venea la mine. Dacă ne ieșim afară și fratele meu merge la Constanța, nu știu ce, la plajă, venea după aia live-ul, iar se schimba. Iubirea mea, stai un pic, te rog. O să citesc primul și ultimul comentariu de genul ăsta și o să răspund ce pentru vorbea prima Irina și ultima oară. Despre... Vreau să vă spun, să vă clarific o treabă. Nu este treaba mea ce vorbește nimeni despre mine. Fiecare vorbește ce vrea și ce are în suflet. Și în momentul în care vorbești despre tine, nu... Așa că nu mai vă rog frumos, veniți, întrebați-mă când, ce fac când, eu. Când au început să vorbesc? Când i-ai zis la mulți ani? Parcă era tot ok. Aseară. Azi. Au dat drumul la... Da. La motoare. Știi, oamenii care ne judecă pe noi au un limbaj mult mai urât și o atitudine mult mai proastă decât a noastră, mult mai nepotrivită. Da, exact. Dar ei judecă. Dacă le răspunzi pe limba lor, după aia, fai, ia uite. Că, totul caz. Da, tot ești la nenorocit, dar până acum mai lua la... Haideți și noi la ori 3, că mai avem 2 secunde, una, nimic, 0. Haideți, frate, noi suntem slăbuți rău pe... Început, nu. Ușor, trebuie. Băi, dacă vă place să stați aici, trebuie să faceți content, să stați destul. Da, Laura, e greu să puteți. Și la un moment dat, la voi cum a fost readaptarea când ați ieșit din casă? Adică primele 2-3 săptămâni bănuiesc că n-ați avut timp de nimic. Băi, noi am plecat cum am ieșit din casă, a doua zi am plecat la munte, ne-au luat susținătorii o vacanță la munte, am stat vreo 8-9 zile la munte așa și după aia, băi, oricum era ciudat, n-am apucat să vorbim cu... Și acum am mai găsit mesaje și spune, cu noi nu vreți să vorbiți, că nu știu ce, că aveți nasul pe sus, dar n-am avut. Nu mai vei când, frate, cel puțin eu am avut 5-6 grupuri de susținere, nici măcar nu știu de toate. Da. Și poate mulți au înțeles că mama, eu am figuri și n-am vrut să intru în grupurile alea, dar nici măcar nu știu, că pe multe din cele știam așa, din auzite le-am căutat, dar n-am găsit nimic. Băi, la mine cum a fost chestia ce am văzut acum? Noi am vorbit cu oamenii cât am putut, adică răspundem cât putem de mult, dar sunt foarte multe mesaje. E greu. Eu am strâns așa în mine, știi că... Mai mult că eu n-am fost niciodată să-mi zică cineva ce să fac, știi? Și am fost pus în situația aia să nu fă aia, nu aia, nu aia, sau chestii de genul cum m-aș fi comportat eu.
Și sau oameni, la voi ieșeați pe poartă, frate, când aveați voi chef. Nu ne zicea, dacă ați atins poarta, sunteți eliminați, gata, plătește și familia și familia. Așa mi s-a spus și nouă, dar eu am vrut de multe ori să mă descalific. Bine că asta dracu cu minte. Da. Da. Nu, și bine, fost... dar noi ți-a ieșit de... 2-3 ori pe poartă și nu s-a aplicat. Da, nu s-a, pe asta zic, la noi era cum noi cream, dacă atingem poarta, gata, ne-am pus. Mulțumesc din suflet. E, noi am fost mult mai restricționați decât... Da, a, exact. Da, și la, da. La, să știi că de la sezon la sezon parcă se mai relaxează puțin. Da, s-a mai relaxat. Și nu știu, parcă mie mi se părea iurea cum se punea a doua zi când făceai ceva sau după party-uri, a doua zi când era live-ul, era toată lumea așa, parcă zici că ai omorât pe cineva, da, niște întrebări, da, de-alea. Nu știu, frate, eu zic, mă, ești la petrecere, te distrezi, nu vrei să-mi pui întrebări, că nu știu. Dacă eram la școală, da, înțelegeam să răspund la fiecare întrebare, dar... Ba, terorizat. Băi, acum lăsând orice Caterinca deoparte, eu chiar simt nevoia de un psiholog și acum lăsând orice glumă deoparte. Nu simt nevoia pentru el. Nu e o problemă, dar nu e o problemă. La psiholog trebuie să te duci, poți să te duci fără să ai probleme la cap. Adică da, exact. E ca și cum... Da, nu trebuie să ai probleme să te duci la psiholog. Bine, cel mai bun psiholog trebuie să fie a fost tău. Experiență, e, băi, până la urmă, dacă o iei așa, e ceva unică, nu, nu multă lume trece prin chestia asta. În viață nu te întâlnești cu o situație în care să te pună cineva exact așa. E unic, să te pună într-o casă, să stai închis și să suporți pe toată lumea și să te supui unor reguli, nu ești eu. Exact. Nu, doamna, trăiești asta în fiecare zi, dar per total mie mi-a plăcut, sincer, și sunt fericită că am fost acolo. Cu toate am că am ieșit destul de șifonați noi, dar... Na.